Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră și noi de aici din studio vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit deja și în această seară, vă aducem un subiect, să spunem, actual din realitatea pe care o trăim astăzi. Și bineînțeles, și de data aceasta vom avea un invitat deosebit, de fapt o revenire în studioul nostru a unui prieten și un, să spunem, foarte cunoscut om al lui Dumnezeu din sfera evanghelică din România, așa că îi spunem bun revenit fratelui Virgil Alchihai, președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Frate președinte, bine ați revenit! Mulțumesc frumos pentru frate! Mulțumesc frumos! Că cu suntem frați în Domnul Iisus Hristos! Cu mare drag, nu ne e rușine de identitatea noastră și cred că asta este chemarea noastră de a fi martori al Domnului Hristos și prin adresarea aceasta cu frate, cu soră, atunci când suntem între noi, dar și uneori când suntem și cu alții și nu ne e rușine sau nu ne e jenă să ne adresăm. Deși știu foarte bine că noi între noi avem o relație de care, mulțumim Domnului, ne bucurăm, aceea de frățietate, de a fi părtași acelui Domn Hristos. Frați cu Domnul Iisus Hristos și între noi. Aleluia. Amin. Slavă Domnului. Frate președinte, astăzi am bucuria de a discuta cu dumneavoastră despre nașterea Domnului. Și anul acesta, nașterea Domnului ne prinde într-o stare ca și anul trecut, poate puțin mai bine, sau nu știm încă, o stare de necesitate, de întrebări, poate de teamă, și vreau să înțelegem puțin cum ar trebui să ne raportăm anul acesta la această sărbătoare. Pentru că, pe de o altă parte, să vă prezint puțin contextul, ne uităm la situația care o avem astăzi cu pandemia. Încă nu știm, de la zi la zi, eu călătoresc și mă duc cu niște condiții de călătorie, mă întorc cu altele. Nu știu cum să mă pregătesc. Sunt acela lucru, cred că îl întâmpină și alți oameni. De asemenea, există o frustrare, există o neliniște, există o teamă, care o vedem, o simțim în jurul nostru. Pe de altă parte, există și o teamă mai mare, aceea a discuției față de certificatul veră, despre accesul la sărbătoarea nașterii. Putem să ne bucurăm în biserică de părăjie. Sunt multe condiții. Și bineînțeles, mai vorbim și de agresivitatea aceasta comercială pe care o simțim de mulți ani deja, în care, practic, sărbătoarea nașterii Domnului este, să spunem, foarte consumerizată, comercializată, transformată într-o altfel de sărbătoare. Și pornind de la contextul acesta, pe care îl cunoașteți foarte bine, mai ales că sunteți unul dintre oamenii care are acces și la alte informații din sfera aceasta a hotărârilor, deciziilor guvernamentale, vreau să vedem cum ne propunem sau cum ar trebui să ne bucurăm sau să nu ne bucurăm de sărbătoarea aceasta, plecând în primul rând de la cuvântul Domnului și apoi de la situația actuală. Ne mai putem bucura de sărbătoarea aceasta? Da, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Și continuând cu lucrul acesta, a spus că am acces. Nu am acces. Adică sunt care, așa, am fost parte a unor multe decizii care s-au luat. Am avut un har deosebit în anul acesta pentru că am fost invitat. Eu zic ca și ca o recunoaștere a unei vieți până la urmă dedicate frățietății și la Alianța Evanghelică și la Biserica Creștinului Evanghelie. Am fost invitat la foarte multe discuții despre care nu s-a știut nimic, doar s-au văzut rezultatele. Și nu, nici nu vreau să este cazul să spun am fost colo-colo, am discutat așa. Nu, important este că au fost câteva decizii guvernamentale anul acesta, dar care au avut în spate multă, în primul rând, știți, până la urmă n-a fost că am vrut eu sau altcineva, a fost lucrarea lui Dumnezeu. Tocmai asta e că oamenii s-au rugat. Au fost și pentru cei ce s-au rugat, pentru cei ce s-au rugat, și mai știți ceva, și mă trebuie să continui, de către ei. Au fost ani când, și momente care, cum să vă spun, parcă aveam reținere să spun. Anul acesta n-am avut niciodată reținere să spun, știți ce? Normalitatea unei societăți este consultare, dialog, respect, cunoaștere.
nu o limitare absurdă, ci faptul, haide să vedem ce putem să facem mai bine împreună pentru majoritatea cetățenilor în România. De mulțumit pe toți, nu pot fi mulțumiți. De mulțumit, nu poți să-i mulțumești. Dar, repet, am avut un har deosebit anul acesta de a fi părtași la multe decizii care s-au luat la nivel guvernamental și am putut să spun fără așa, cu putere. Zice Mântuitorul Hristos, îndrăzniți, nu spune tupeu, unii credincioși au tupeu, asta trebuie să fim așa, îndrăzniți. De ce? Pentru că știam că am în spate, și sincer vă spun, 10.000 de credincioși care se rugau, nu pentru mine, ci pentru aceia care atunci când va fi cazul, să spună cu tărie identitatea noastră. Să vorbească despre identitatea noastră. În același timp, nu a fost despre doar o identitate a noastră a evanghelicilor. Pentru că am dorit să fie toți românii să beneficieze de a fi împreună în... Vă dau un exemplu. Ceea ce nu legal nici în toată țara din Europa nu este. Într-o anumită hotărâre de guvern s-a spus așa. Copiii minori pot sta lângă părinți în biserică. Și explicația a fost a mea, și trebuie să recunosc. A fost așa. Păi dacă o săptămână stau acasă copiii cu părinții, duminica mă duc și îi pun separat unul de altul. E absurd. Și au zis și ei, zice, da, într-adevăr e absurd. Atunci ce ne împiedică? Păi, chiar secretarul general a zis, dom'le, e, nu. Și atunci, mai bine de un an, copiii pot sta în biserică. Bineînțeles că au fost întrebări. Dom'le, dar eu am un copil de 25 de ani, poate să stai cu mine? Da, bineînțeles, nu știi că românii ne pricepe la... Exact așa. Păi, da, scuză-mă, dacă cineva are pe tatăl său în vârstă de 80 de ani și el are 60 de ani, tot fiul lui este. Adevărat, așa este. Tot fiul lui este. Copii minori. Suntem copii, vorbim despre copii minori. Într-adevăr, să zic că oamenii s-au rugat, bisericile au pus înaintea lui Dumnezeu, au mijlocit pentru această perioadă de relaxare sau de avea acces. Cred că mai mult ca alte dăți. Da? Mai mult ca alte dăți. Știți de ce? Pentru că lucrul acesta ne-a atenționat de ceva foarte important. Dom'le, ce ușor se trece de la n-avea niciun fel de grijă în manifestarea publică, în a te duce oriunde, peste noapte te trezești că trebuie să stai în casă. Sigur, în anumite condiții mai departe. Și oamenii au înțeles că, până la urmă, sprijinul cel mare vine de la cine? De la Dumnezeu. Slavă Domnului! E o mărturie și lucrul acesta că, iată, anul acesta ne putem bucura împreună la părtășie, bineînțeles, cu regulile de siguranță sanitară pe care le cunoaștem, dar fără alte restricții. Deci nimeni nu va fi oprit la ușa bisericii decât vreun pastor sau știu eu de altceva. Pentru că s-a pus în discuție și problema aceasta dacă lucrătorul, pastorul, presbiterul sau știu eu, slujitorul bisericii va avea și rolul acela de barieră, de omul care verifică și cred că nu asta e chemarea. În discuția cu un prim-ministru de săptămâna aceasta, i-am spus așa, haideți să vedem că vine un om care e la servicii și s-a spus, știi ce, nu mai poți să vii la servicii. O lună de zile ai contractul suspendat, deci nu ai bani. Omul acela rămâne fără bani pentru el, pentru familie, pentru mâncare, îmbrăcăminte. Ultima lui speranță este biserică. Și am spus, domn prim-ministru, gândiți-vă că omul acela, după ce pleacă de la servicii, este ipotetic cazul, dar e realizabil. Zice, în Zoom mă opresc la biserică și eu nu spun la biserică. Și acolo pe ușă e un afiș. În această biserică nu se intră decât cu certificat COVID. Și mai stă și un, că i-am spus să nu crezi că preoții sau pastorii vor sta acolo. Nu așa chemare. Nu. Noi avem altă și cei ce sunt altcineva. Și eu vă întreb cine va sta la ușă. Dar când omul acela va veni și va zice acolo, dacă nici la Dumnezeu, dacă nici în biserică nu poți să intru. Pentru că sunt unii oameni atașați de biserică. Nu că mă pot ruga doar în biserică, mă pot ruga doar unde. Dar sunt oameni, și trebuie să-i cunoaștem, atașați de biserică. Și chiar am spus, stimați guvernanți, poporul român este un popor atașat și de biserică și de majoritatea slujitorului. Nu de toți, dar de majoritatea. Indiferent că este ortodox, catolic, evanghelic și mai departe. Pentru el biserica, adunare este un loc, dar numai pentru ei. Și pentru evrei, și pentru musulmani. Biserica. Locul de închinare. Locul de închinare, că se numește geamie, că se numește sinagogă. Trebuie să fie deschis și oamenii să poată intra acolo, să ruga la Dumnezeu liber, fără opriri de genul acesta. Slavă Domnului! Iată-ne că, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem de perioada aceasta de final de an, ne bucurăm de sărbătoarea nașterii Domnului împreună și
Tot așa, dacă discutăm, că e ceva vreme de când nu ne-am văzut și vreau să vă întreb, dacă anul acesta, așa, uitându-vă puțin în urmă, pentru că în seara aceasta discutăm despre nașterea Domnului, dar, bineînțeles, ne uităm puțin și în urmă la ce s-a întâmplat în anul acesta, ca să vedem puțin ce concluzii putem trage. Cum mi s-a părut dumneavoastră, din punct de vedere al ca slujitor sau ca lider al unor biserici, Biserică Creștină după Evanghelie, cum mi s-a părut slujirea de anul acesta? Discutând cu frați slujitori, cu, știu, cu alte entități sau vizitând biserici, că știu că vă place să faceți lucrul acesta. Mai ales cele mici. Mai ales cele mici. Cum mi s-a părut față de alte perioade? Mai ușor, mai greu? Adică v-ați simțit într-un anumit fel diferit față de ce era înainte? Sau v-ați simțit mai nesigur când ați intrat? Sub nicio formă nu m-am simțit mai nesigur. Trebuie să recunosc că au fost și momente în care am văzut că anumiți credincioși ostentativ, ce vreau să spun, ostentativ, atașau așa o dezinvoltură, eu sunt protejat de Dumnezeu prin credință, nimic nu se atinge de mine, eu am spus să fie mai atent. să fie mai atent, sigur nu pot să impun. Dar într-un fel m-a deranjat lucrul acesta că și vă spun sincer, ispitim pe Dumnezeu. Exact. Ispitim pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun la ce context. Adică luăm niște promisiuni care sunt făcute în alt context pentru altceva și le punem și spunem, Doamne, în contextul acesta, promisiunea că nimic nu se va atinge de mine, nici ciuma, nici așa. Sigur, eu zic să fim mai atenți. Să fim mai atenți în ceea ce cum ne exprimăm. Și al doilea lucru, cred că este foarte bine să înțelegem. Noi am fost, suntem și mă rog Domnului să fim o comunitate. Adică o comunitate, adunări la biserica locală, baptistă, creștină, evanghelie, pentecostală, ne simțim extrem de bine împreună. Asta înseamnă că ne prețuim, ne respectăm unii pe alții. În același timp, înțeleg slăbiciunile altuia. Sigur, nu fac lege din ceea ce, ceea ce cred eu extraordinar, da? Dar nici nu încurajez, ca slujitor vremelnic în chemarea aceasta de a sluji pe frați și în adunare, să încurajez tendințele acestea de superioritate sfântă. Am întâlnit și de momente de genul acesta în care au spus oameni, voi, pentru că n-aveți credință, stați așa, eu am credință, eu n-am niciun fel de problemă, nu respect nimic. Și a trebuit să spun astfel de oameni, dragul meu, tu poți să respecti ce vrei la tine acasă, dar aici respecti niște rânduieli comune. Noi le-am acceptat așa. Nimeni nu te obligă dacă nu vrei să vii. Dar te rog frumos, nici nu vii. Sigur că nu am invitat pe cineva afară. Dar am spus foarte ferm. Știți ce? Aici suntem o comunitate. Suntem împreună, ne respectăm unii pe ceilalți. Și referitor la prima așa, la o continuare, la prime întrebări despre epoca aceasta consumatoristă. Dragi ascultători și frate drag, noi am făcut-o așa. Nu alții. Ne-a plăcut și nouă să fim pentru câteva zile părtașii acestei frenezii de a unii de a primi și alții de a da. Că unora le place doar să primească, iar alții doar să dea. Ne-am lăsat și noi sub presiunea acestui eveniment. Ne-a obligat cineva? Nu! Nu ne-a obligat nimeni. Dar ne-a plăcut și nouă să intrăm în valul acesta, cumva să vadă lumea, băi, ăștia nu sunt habonici, nu sunt fundamentaliști, nu. Uite, Domnule, și ăștia fac. Sunt unii care spun așa, unde se procese în Sfânta Scriptură că nașterea Domnului Iisus Hristos, venirea, întruparea Domnului Iisus Hristos, nu nașterea, este poruncită în Scriptură? Unde este? Și eu trebuie să recunosc, nu este. Nu este poruncită lucrul acesta. Dar eu vreau să spun un lucru. Pentru mine și pentru... Haideți să mă excludem. Pentru noi ca și copii al Dumnezeu trebuie să fie altfel. Dom'le, este un moment în care pot să spun altora care sub influența aceasta a Crăciunului, Christmas și așa mai departe, cumva au în minte că e legat, deși dacă s-ar face un sondaj, tristețea care ar fi foarte mare, că foarte mulți oameni ar lega de brad, de cadou și așa mai departe, nu de venirea în lumea Domnului Iisus Hristos. Dar totuși există o proporție din populația României care încă corelează Crăciunul cu întruparea Domnului Iisus Hristos. Eu am posibilitatea ce? Să spun oamenii acestea despre Domnule, e o vreme a continuării bucuriei.
Mă gândeam într-o zi așa, Doamne, ce ne face noi fără bucuria întrupării și speranța învierii? Păi tocmai asta ar fi că bucuria întrupării, Crăciunul întotdeauna este asociată, ar trebui să fie asociată cu, deci nașterea Domnului cu bucurie și Paștele, învierea Domnului cu speranța, cu speranța care de vieții veșnice, da? Vieții veșnice și a învierii. Vedeți, bucuria acestui moment pe care noi îl numim Crăciun, nașterea lumea și așa mai departe, denotă și din faptul că realizez un lucru, că Dumnezeu s-a coborât în lume. Dumnezeu a coborât în lume. A luat un chip, așa spune Scriptura, a luat un chip de om. S-a făcut pe el însuși, mai prejos decât, decât păstând firea dumnezească, dar fiind în același, pe deplin Dumnezeu, în același timp, pe deplin Dumnezeu, pe deplin om. Spunea că nu intrăm în teologie și nu vreau să intrăm în teologie. Nu. O să fac alții teologie. Cu siguranță. Dar bucuria este aceasta. Dom'le, e acel Emanuel. Adică Dumnezeu este cu mine. Dumnezeu este lângă noi. Și pe măsură ce mă maturizez de credință, înțeleg un lucru. Că acel Dumnezeu care a venit în lume, care este lângă mine, acum este prin Duhul Sfânt unde? În mine. Asta este marea lucrare lui Dumnezeu. Greu de înțeles cu mintea aceasta limitată. Dar poate Dumnezeu... imposibil. Da, poate da. Imposibil de înțeles. Da. Dar prin credință o acceptăm. Asta este că Dumnezeu ne-a dat și posibilitatea aceasta de a crede fără să fi văzut. Nu l-am văzut pe Domnul Hristos. Am crezut, credem în El, credem în nașterea Lui și în învierea Lui și așa vrem să le spunem și altora. Apropo de mărturisirea aceasta, pentru că o altă chemare este de a fi mărturisitor. Cred că este cel mai potrivit moment ca de sărbătorile acestea, de Crăciunul acesta, să dăm un telefon cuiva și să-i urăm un Crăciun fericit. Bineînțeles, aducând vorba și de nașterea Domnului, probabil cu cineva cu care probabil nu suntem atât de deschiși sau nu avem alt context în care să vorbim de Domnul Hristos. Sunt oameni care vin într-adevăr sunt mai deschis să vină la o sărbătoare a nașterii Domnului la biserică decât în alte dăți. Ești oameni care, pe vremuri când se mai făceau concerte, cred că se mai fac în unele biserici, cei care mai au cor sau știu evenimente deosebite, programul copiilor, în care sunt invitați și oameni din afară. Vin oameni care știu că de obicei la noi se fac, să spunem, sărbători frumoase de Paște și de Crăciun și atunci... Se bucură și mai ales cu conținut. Foarte important să cu conținut. Adică simți că e totuși atmosfera duhovnicească acolo. Dom'le, cineva spune o dată, dom'le, parcă în fond am retrăit acel... până la urmă, asta este și hai să spun așa, taina credinței, să retrăiești anumite momente din... Haideți să vedem un exemplu. Vă rog. Nu e teologie. Nu, niște oameni, acum 2000 de ani, niște înțelepții, răsării Vodostea. Da. Și pleacă la drum și mă gândeam într-o zi așa, Universul reprezentat prin stea, dincolo de Univers este Dumnezeu. Universul acesta se pune în mișcare, măreția Universului, se pune în mișcare pentru a ajunge într-un loc probabil extrem de necunoscut, în Betleem Efrata, trecând prin Ierusalim, da, Cetatea Sfântă. Și ideea pe care vreau să o subliniez este când ajung acești oameni înțelepți la Ierusalim, unii s-ar putea să spună așa, au greșit drumul, nu s-a mai luat așa, dar știți ce? Ei trebuie să ajungă la momentul în care se audă Scriptura. Exact. Pentru că nu steaua mă conduce la Dumnezeu, nu visul, ci Scriptura. Asta este ideea. Magii trebuiau să ajungă la Ierusalim ca să audă din gura celor de acolo ce au zice aici? Și tu, Belem, zice, a adunat toți preoții, a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Cine știa unde trebuia să nască Hristosul? Numai Dumnezeu și l-a descoperit unde? În Scriptură. Magii trebuiau să înțeleagă acum că mai presus de stea, care i-a dus până acolo, este ce? Cuvântul. Asta trebuie să înțelegem și noi. Mai presus de toate sărbătorile, pe Domnul Iisus Hristos nu-i descoperă doar cuvântul. Și eu trebuie să rămân așa. Și zice, în Betleemul lui Iuda, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești cum cea mai nesemnată între căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Unde trebuie să mergem? Este la modă pentru creștinii astăzi să facă pelerinaje în el, la Ierusalim, în Israel. Sunt o mulțime de primești și o mulțime de reclame. În sfârșit, e alegerea fiecăruia. Știți ce? E bine să mergem la Ierusalim, dar e bine să mergem la Scriptură mai mult. E bine să rămânem la Scriptură. Așa este, pentru că probabil unii oameni se așteaptă și am auzit și chiar am
am văzut oameni care aveau așteptări deosebite în momentul în care ajungeau în Ierusalim să se întâmple ceva, să simtă ceva, să aibă o revelație. Doar le-am spus, dacă cumva vii în Ierusalim fără Dumnezeu, ai toate șansele să pleci fără Dumnezeu. Da, Ierusalimul este un loc. Unde? Unde? Pentru câțiva ani Mântuitorul Hristos a viețuit, a făcut minuni și așa mai departe. Dar să nu uităm un lucru. Mai presus de Ierusalim e inima mea. Și inima ta și inima noastră. Tare m-aș bucura să mulți oameni, anul acesta într-o vreme, revenim la vremul acestea grele, dificile. Nu, e adevărat. Doar noi avem mai multe informații. N-au fost vremuri grele și altă dată. Ba da, da, asta... Presiunea informațională pe noi este extremă. Dar vreau să vă spun și din cauză că și eu ascult toată ziua numai câți morți au, avem, cât sunt latii și așa mai departe. În loc să hrănesc cuvântul cu inima, cu ceea ce este scris în Biblie, să ascult un cuvânt. Și mai este ceva. Mai este ceva. Și o spun, cred că am spus-o și anul trecut. Dragii mei, nu vă îndepărtați pe acei păstori sufletește care au fost ani de zile atât de voi. Și vă duceți după fel de fel de tâlhari sufletești care vorbesc toată ziua pe internet și ne spun cum va fi venirea Domnului, când mai trebuie să ne spună ora și ziua. Și să ne facă și un calendar să spună, uite, atunci așa de repede ne aleargă mulți oameni, să ne respectăm acei oameni care au fost atâția ani, prin care am auzit Evanghelia, care ne-au dus la Evanghelie, ne-au explicat Evanghelia, au trăit Evanghelia înaintea noastră. Și să nu ne ducem toată ziua după este o invazie de prorocii, de descrierea unor evenimente, de comentarea cărții Apocalipsă a Daniel, în care mă tem că se va întâmpla acel cuvânt din Scriptură care spune așa, că sunt unii care nu sunt decât niște suflete duse încolo și încoace, mânate de orice vânt de învățătură. Ai auzit ce a spus? Păi unde? A fost o predică extraordinară. Ai auzit ce a spus? Nu, dar nu, e mai cealaltă. Dragii mei, extraordinar este numai Dumnezeu, mărețe de Dumnezeu și cuvântul său. Da, mai ales că noi, poporul ăsta român, mai ales poporul acesta creștin român, avem tendința întotdeauna de a aștepta reprezentanții din aceștia mesianici ca să ne spună vestea cea mai nouă, cea mai bună, o nouă înțelegere a Sfintei Scripturii. Când auzim pe cineva că spune că are o înțelegere specială, că are o descoperire... O descoperire nouă. Exact, atunci suntem cu... Extraordinar. Da. Și parcursul acesta pe care l-am avut acum, fiecare am cunoscut cuvântul într-o adunare, dar fiecare am stat lângă cineva. Poate am avut păstori mai pricepuți sau mai puțin pricepuți, mai teologi sau mai puțin teologi, dar cel puțin părtășia, adunarea, am învățat, am crescut împreună. Și deodată, în momentele acestea de criză, îi vezi pe oameni că se întorc într-o altă direcție, deodată devin fane, nu știu care predicator de pe internet și rupe relația. Îmi spunea un păstor odată, mă, până la urmă, să vedem ce se întâmplă când va fi nevoie de o mormântare, de o căsătorie, dar cu cine face? Știți cum e? Biserica locală, să știți, și aici vreau să vorbim în dumneavoastră ca și lider al Uniunii de Biserici, Biserica Creștină după Evanghelie. Vreau să vă întreb, credeți că biserica locală încă e sau ne virtualizăm cu totul și facem o biserică universală pe internet și atunci fiecare se duce oriunde vrea? Vreau să vă aduc aminte că anul trecut, în momentul acela în care au fost suspendate programele, a fost o mare dezbatere de tot la masa Domnului. O luăm așa, eu mărturisesc pentru mine. Eu pentru mine am spus așa, masa Domnului este pentru comunitatea la un loc strânsă, nu virtual, ci fizic. Acolo este locul unde sărbătorim masa Domnului. Dacă alții vor să facă altfel, eu n-am nimic împotrivă, nu pot să lămuresc. Dar și dacă cineva mă întreabă, eu spun, masa Domnului este pentru comunitatea strânsă, pentru comunitatea fizică, nu cea virtuală. Latura cealaltă, cred că toți slujitorii duhovnicești au observat un lucru. Poate mai mult de o treime din mulți, din membrii adunărilor, frecventează foarte rar, nu mai frecventează deloc. Adunarea și te întreb cu astfel de oameni, ce astfel de credincioși, ce trebuie să fac. Spuneai puțin mai devreme de un telefon și așa mai departe. Eu sunt profund dezamăgit
Sunt membru în numeroase comitete și comisii și grupe de rugăciune. Și m-am săturat să primesc două mâini așa pe telefon când este un apel de rugăciune. Să ne rugăm cu toții pentru familia Furdui. 100 din cei care zic așa spun așa, ce am putea să facem? Dar 1000 pun două mâini pe telefon așa și ca și cum sunt convins că le-ai și pe ureche, le-ai și pe cealaltă evenimentul. Dar ca să vedem ce extraordinar sunt așa, unul pune o mână, altul pune două, altul pune trei și poate să-mi umple ecranul cu emojii de-alea de rugăciune, că sunt convins că nici măcar n-are cea mai mică... Acum doar să m-ați provocat pe mine, vreau să te provoc. Ne provocăm unul pe altul. Nu m-ați provocat și atunci trebuie să zic și eu ceva și vreau să te vedem. Acele două mâini împreunate sau chiar simplu teză în care spunem mă rog, este cred că cea mai frumoasă scuză sau cea mai frumoasă minciună pe care o putem spune în a ne eschiva de a face ceva. În momentul în care oamenii spun... mi s-a întâmplat și mie, să zic, băi, mă rog pentru tine. Dar Dumnezeu știe dacă mă rog, am uitat sau știu ce se va întâmpla. Stai liniștit. Înțelegeți. Atunci, uneori este nevoie de mai mult decât, chiar dacă te rogi. În momentul în care spune, îl vezi pe un om că e foame, da? Stai și tu, pâinea oarecum e în buzunarul tău. Și tu zici, a, săracul de tine, sunt de acord cu tine, sunt de partea, dar eu mă rog. Atunci să știți că rugăciunea aceea este, nu e bună, dar nu e suficientă. Sunt de cele mai multe ori folosim scuza aceasta că o să mă rog pentru tine, o să mă rog pentru cauza respectivă, doar pentru a ne scuza în a nu face nimic practic. Eu vă spun din experiența mea și nu vă... E doar o experiență personală. Când am din partea Domnului un motiv de rugăciune, cum a fost familia Furdui. Da. Eu îmi pun ceasul la 2 noaptea. Dacă trebuie să mă rog cu Dai Nou, o fac, dacă nu singur, și mă rog special pentru cu acela. Nu mă bat cu pumnul în piesă. Sâmbătă a fost mitigul pentru familia Furdui. Vreau să vă spun un lucru. Au venit 50 din Craiova, au fost vreo 20 din Brașov și am fost 100 cu totul. În București! În București. Am sunat pe un prieten și am spus, noi avem o conferință acum importantă. Și mi-am adus aminte și am spus așa, știi ce? A zis Mântuitorul Hristos, am fost în temniță și te-ai dus la conferință. Am fost bolnav și te-ai dus la conferință. Am fost sărac și te-ai dus la altă conferință despre ce să facem ca să ajutăm pe cei săraci. Am fost nu știu cum într-o situație grea și tu ai participat la o conferință în care se vorbea despre ce trebuie să facem pentru acei credincioși care să trec prin vremuri grele. Cuvântul este, măreta spate e prea dur, dar este cuvântul Scripturii, farisei. Noi ne rugăm. Și asta este farisei contemporani. Cea mai mare păcăleală pe care o afișăm înainte. A avut o înșelare. Da, că Dumnezeu vrea să acționăm. Mulțumim Domnule că noi am transmis live manifestația de la București, dar într-un fel m-am și bucurat, m-am și întristat când am văzut evenimentul de la Suceava, când erau acolo câteva mii de oameni. Și la București, într-adevăr, 100 de oameni. M-am bucurat că, într-adevăr, la Suceava oamenii au ieșit foarte mulți și m-am tristat că la București au fost atât de puțin. Într-adevăr, la noi vremea a fost puțin mai urâtă, dar și dacă era vremea frumoasă, din experiențele trecute, da. Că am mai făcut-o și cu cazul Smicală. Când e cald, e cald. Când e fric, mă mărturisesc ca înaintea Domnului. Au fost momente când, în timp ce vorbeam, erau buțele înghețate. Nu puteam să mai rostesc cuvintele. Dar important nu că am spus ceva acolo. Important este că de 100 de kilometri am fost de București, am fost și am arătat că am fost convins că virgulă Camelia și Petrica se uită, că nu au frați și surori care rezonează cu ei în suferința lor, doar în Germania, doar în așa. De asta am și spus, e Craiova, e Bucureștiul, este Cotle, va fi Suceava. Sunt atâția credincioși care fără să retrăiască ceea ce ei trăiesc, că n-ai cum. Dar măcar spui, Doamne, mângâi tu. A fost acolo, eu n-am fost din păcate, am urmărit online, a fost plecat, dar vreau să vă întreb, cum v-ați simțit când ați văzut pe toți cei din familia Bodnariu pe scenă atașați acestei cauze? Mai ales că știu că a fost implicat și la Bodnariu și chiar aveam discursele dumneavoastră. Da. Știți cum am simțit? Biruitor prin grădință. Da, v-am văzut să știți că dacă vă uitați pe video pe YouTube, dumneavoastră zâmbiți foarte mult când vorbiți. Biruitor prin grădință. Asta m-am simțit. Pentru că realizez un lucru. Cuvântul că spune așa, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Și eu parafrazez întotdeauna la ora de rugăciune textul și spun fraților și sororilor din Adunarea Târgoviște, știți ce? Dacă mare putere are rugăciunea celui neprihănit, câtă putere trebuie să aibă a celor neprihăniți? Câtă putere trebuie să aibă? De aceea sunt la orice astfel de eveniment. Că până la urmă știți ce? În credință tu vezi dincolo de ceea ce vezi astăzi. Asta e harul care... Asta e minunea credinței până la urmă. Că vezi dincolo de ceea ce un om firesc poate vedea acolo. Biruința în Domnul Iisus Hristos. Doamne, Domnule, și s-a văzut foarte frumos, chiar a fost un încurajator și cântarea pe care au cântat-o copiii cu familia. Deci m-am uitat la ei și am spus, este posibil? Când aproape nimeni nu credea că va fi posibil. Este posibil? S-ar putea cineva să spună, păi a intervenit așa. Știți ce? A intervenit Dumnezeu prin oameni. Slavă Domnului. Și așa face. Și așa va face și acum. Așa va face. Ne întoarcem puțin spre sărbătoarea aceasta. Am spus că va trebui să fie cu bucurie, cu empatie, cu încredere în Dumnezeu sărbătoarea aceasta a Crăciunului. Dar ce părere aveți despre perioada aceasta în care ne facem socotelele de pe anul trecut, de pe anul curent și planurile pentru anul viitor? Știți că eu mai obișnuiesc câteodată să-mi fac așa câteva gânduri, să pun pe hârtie, să văd ce mi-am propus, ce a ieșit până la urmă și mă gândesc la anul viitor, dar lista este, cum se spune, destul de optimistă la început de an și când mă uit la final de an întotdeauna sunt puțin dezamăgit pentru că îmi dau seama că n-a fost exact așa cum mi-am dorit-o. Pentru că știți de ce? Realizez că uneori voia mea e diferită de voia lui Dumnezeu. Și vreau să discutăm puțin de treaba aceasta, pentru că noi ne facem planuri. Avem darul acesta de a ne face planuri. Știți cum e? Omul, dacă îl pui să facă planul, era gata să facă și turnul Babel. Dar a intervenit Dumnezeu. Ce părere aveți despre perioada aceasta de evaluare și de planificare? Da, da. Eu am absolvit în anii 80 facultatea de planificare și cibernetică economică. Și am fost învățat într-un anumit sens să planific. Așa. Am planificat multe la viața mea. De curând am fost la două evenimente legate de sărbătoarea mulțumirii. Și le-am spus așa. Știți ce? Ori de câte teorie vine în momentul acesta al octombrie-noiembrie al sărbătorii mulțumirii, chiar dacă particip sau nu așa, eu îmi pun pe bucată de hârtie lucrurile care nu s-au împlinit din ceea ce m-am rugat să se împlinească și mulțumesc, Doamne, ce bine că nu s-au împlinit! Doamne, ce bine că nu s-au împlinit! Nu este rău să ne facem planificări, să ne facem vise pentru viitor. Din ceea ce eu experimentez și nu trebuie dată nici ca să zic, păi frate, nimic din ceșa doi nu s-a împlinit. Eu zic așa, unu, să fim rezonabil la ce ne gândim să planificăm. Dau un exemplu. De curând m-am întâlnit cu un grup de credincioși care au spus așa, fraților, vrem să facem 100 de cadouri pentru copii. Foarte frumos. Ei, a venit și altul și a zis, fraților, păi dacă gândesc, hai să facem 1000. Și eu l-am întrebat, frate, dar cine pune banii? A, păi e treaba voastră. Da, foarte frumos. Fraților, eu zic așa, hai să facem 1000. Nu e mai măresc decât 100? Absolut. Păi da, stai puțin, e realizabil? Nu. Adică, știți ce? Până la urmă, credința în Dumnezeu mă face să mă uit și la limitările mele. Și să fiu corect cu mine însumi și cu ceilalți. Să spun, da, Dumnezeu poate. Dar înainte de a-mi face o planificare, eu încerc să văd ceea ce îmi doresc eu pentru anul ce vine. Este în conformitate cu, până la urmă, cu planul general al lui Dumnezeu. Vorbeam câteva colegi despre programul nostru de rugăciune a creștinilor pe Evanghelie. Anul acesta este din eroii credinței din Noul Testament. Anul a fost din așa. Și am fost numai din Evanghelie. Dar mesajul este acesta. Ce găsim despre împăratul David. El a fost cumva găsit credincios, așa spune cuvântul, slujind celor din generația lui. E bine să mă gândesc pentru generația trecută, nu mai pot să fac prea multe. E bine să mă gândesc ce am să fac eu pentru generația copiilor mei, da? Dar e bine să mă gândesc în primul rând pentru generația de acum. Pentru că tot ceea ce va veni se așează pe ceea ce este. Eu n-am primit Evanghelia așa, ci pentru că tatăl meu, mama mea, bunicii mei au suferit pentru Evanghelie. Pe baza luptei lor, prin credință, încurajați de Dumnezeu, am primit. Și tot așa, eu trebuie să las copiilor mei ceea ce eu nu povești.
Să vă spun eu, măi, tată, ce am crezut eu pe aia. Păi când credeam eu și să mutau munții. Făceam minuni. Dragii mei, așa poporul român. Exact. Îi plac așa de mult minune și așa mai departe. Poate ar trebui să-i placă mai mult gândirea aceasta de zi cu zi cu Dumnezeu. Până la urmă, acel îndemn al Vechiului Testament al Scripturii. Zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu zi de zi. Dar nu doar Enoch. Toți cei din vreme au umblat așa. Ăsta e exemplul pe care trebuie să... Și tot ceea ce vine este rezultatul a ceea ce am realizat în viitor. Știți, e un plan, e lucruri extraordinare, dar eu nu știu dacă lucrurile acelea extraordinare, pe de-o parte știu că au trebuie să fie urmarea unor acumulări, dar nu știu dacă acele acumulări vor fi realizabile. De aceea, încerc să, atunci când gândesc la anul care vine, spun așa, unul din puține lucruri pe care le spun, zic așa, Doamne, mărește în credința, umple-mă mai mult cu Duhul Tău cel Sfânt, fă-mă să văd mai mult, vorbeam într-o duminică la adunare despre și cine este aproapele meu. Și am spus așa, părerea mea, știți, aproapele tău și al meu este acela pe care l-ai departe în inimă, ăla e aproape tău. Foarte frumos. Care ții departe din inima ta. Și te acoperi așa frumos. Ești rezervat. Da, da, da. Ai da. O ezitare. Ești calculat. Da. Ești calculat. Ești înțelept. Nu așa. Ăla e aproape de tău. Așa frumos să zice Samaritanul. Zice. Și ce? Și-a întrebat călătoria. A plătit. Și mai zice ceva. Mă și întorc. Și voi mai plăti. Voi răsplăti tot. Tot. Asta e gândul care ar trebui să, într-adevăr, să știți, pentru că... La nașterea Domnului să văd pe ce aceia care am ținut departe tot anul. Nu mi-i pot apropia. Pentru că Dumnezeu a apropiat cerul cu pământul și eu nu pot apropia pe... Aici ține și de altă problema noastră a creștinătății, a creștinilor în general, este problema aceasta de relație, iertare câteodată. Sunt relații câteodată frânte, relații care s-au răcit. Dragostea unora se va răci. În vremea din urmă. Când va veni Fiul Omului? Găsi va El credință? De ziua mulțumirii am vorbit așa. Cuvinte cu putere. Și s-au uitat oamenii și la mine. Știți? Eu știu trei cuvinte cu putere. Iată-mă, te rog și mulțumesc. Cuvinte care deschid cerul și inimi. Foarte frumos. Cerul și inimi. Doamne, iată-mă. Fiul risipitor. Știi care e prima rugăciune a lui? Dă-mi! Care e ultima rugăciune? Fă-mă ca pe mine, ca altul tăi. Fă-mă. O smerire categorică. Fă-mă. A ajuns să vadă realitatea. Și dependența lui nu de propriile lui porniri, ci de cadrul familiei, de părinte, de ceilalți, chiar și de fratele său. Și a fost reabilitat la statutul de dinainte. De dinainte, da. Vedeți, În mâna lui Dumnezeu, atunci când ne trăim viața aceasta dependentă, în voia lui Dumnezeu, și ca sluji, ca argați, cum erau atunci, erau mai bine decât era el în libertatea aceea falsă, că de fapt nu era liber, era supus tot felul de vicii. Crunta libertate în chilebele a robiei de viața. De aceea, dacă cineva vrea să-și facă o planificare, un îndemn pentru anul viitor, să schimbe rugăciunea dă-mi cu rugăciunea fă-mă. Foarte frumos, foarte frumos. Și zice, pentru că urmează tot felul de planificări. Știu oameni care gândesc, zic, vreau să fac la anul, construim, facem. Nu e rău. E bine, nu gânduri, rău, dar nu întotdeauna... Rău. Să nu știți pească inima de ele. Gândul nostru să fie aliniat cu gândul lui Dumnezeu. Și, tot așa, la nivel practic, acum, pentru credincioși, pentru cei care ne vor asculta în seara aceasta, dacă aveți un text, un mesaj, un verset care credeți că se potrivește cu, pe lângă ce am spus deja, cu momentul acesta al sărbătorii nașterii Domnului, al finalului de an și, bineînțeles, a începerea, pentru că este un șir de sărbători și este un moment în care mai stăm cu familiile. Dacă mă uit la mine, e momentul în care nici eu nu mai plec, nu mai circul și atunci stăm mai mult acasă și e momentul în care să ne apropiem unii de alții mai mult, în care ne vizităm. Da. Așa că... Hai să spunem să ne reapropiem. Să ne reapropiem. Să ne reapropiem. Așa că un cuvânt, da. Vă rog, da. Un îndemn așa, da. Frățesc, cum aveți dumneavoastră obiceiul să un îndemn, l-am avut anul ăsta mai demult
citind despre modul în care Mântuitorul Hristos a mulțit pâinile și zice că la sfârșit s-au strâns 12 coșuri de fermituri. Sigur, se spune așa că bine ar fi ca acele 12 coșuri să fie, erau pentru cei 12 ucenici. Dar eu cred, ucenici ai Domnului, eu cred că mesajul este mult mai profund pentru noi astăzi. Aplicația. Este, stimați slujitori, mulțumiți-vă și cu fermituri. Mulțumesc. Nu cereți mai mult decât poți să dea turma. Mulțumiți-vă și fărătorii. Da. Foarte frumos, foarte frumos. Pentru că slujitorii și zilele cei am mai făcut de multe ori exercițiul acesta de a vedea care sunt așteptările credincioșilor față de slujitori. Și sunt multe. Oh. Ați văzut, se poate înșira că se poate de mult. Pe de altă parte, cred că și slujitorii au așteptări din partea slujitorilor ceva și câteva sunt prezențe la adunare, implicarea și bineînțeles și așteptările acestea de a sluji prin ceea ce e nevoie. Că până la urmă și slujitorul este un om și el are o familie și el trebuie să se... Dar vedeți dumneavoastră că uitându-ne peste granițe, uitându-ne la ce se întâmplă în diaspora, uitându-ne la frații noștri din Statele Unite, vedem că acolo este mult mai mare abundența. Și știu slujitori și dumneavoastră știți că călătoriți. Sunt și eu devenit dintr-o biserică de la țară. E biserică mică. Și condițiile sunt mult mai dificile. Iar slujitorii câteodată se simt neajutorați. N-au cui să se plângă. N-au cui... și merg în terenuri din acestea aride. Oameni cu probleme. Localități în care sunt câțiva credincioși. Și totuși sunt oameni care nu renunță la lucrare. Eu nu pot să spun decât este o binecuvântare pe care acești oameni, chiar dacă nu o văd acum, ea este. Și ea va veni la vremea potrivită, pentru că vorbim și de nașterea Domnului, întruparea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul spune așa, la împlinirea vremii. Eu am văzut un lucru, binecuvântările Dumnezeu vin când? La împlinirea vremii lor. Deci să rămânem credincioși. Eu de multă vreme nu mai împart numeric, cantitativ, adunările în mari și mici. Le împart adunări mari, poate cu credință mică, și adunări mici cu credință mare. Eu cred că este... Da, da. Așa cred că ne împarte și Dumnezeu. Da, da. Dincolo de un anumit număr, dincolo de câte like-uri primesc la o... că unii păstori au devenit dependenți de like-uri primite și de număr de vizionări. Pe de o parte, într-adevăr, dacă doar 2-3 s-au uitat, bine ar fi să te ocupi de altceva. Nu odată. Dacă vezi că de 5, de 10 ori după ce ai postat ceva, nimeni nu te dă așa, poate ar fi bine să mai te gândești să faci altceva, mai practic. Un îndemn pentru cei care sunt dependenți. Dar asta pentru credincioși. Să nu uităm ce cuvântul care spune și când se va arăta marele păstor. Cu alte cuvinte, trebuie să înțeleg, eu nu sunt decât micuțul păstor. Pentru o vreme. Al unor suflete încredințate de Dumnezeu. Dar într-o zi, va veni marele păstor care mă va judeca pe mine, da? Ce? Cum am păstorit? Iar pe credincioși îi va întreba, i-ați făcut pe acești mici păstori, puși de mine, așa, în general, nu întotdeauna, în general, să slujească fără suspine? Au simțit că sunt prețuiți? Sigur că sunt corectați dacă este cazul. Au simțit că sunt încurajați? Au simțit că în voi, în adunarea locală, în turma pe care o păstoresc, au nu pe cineva care rămâne la distanță, ci pe cineva care este aproape de ei. Vedeți, în vremurile acestea mai dificile, au fost mulți frați slujitori care au trecut prin boală. Vreau să vă spun un lucru. Știu extrem de mulți care au fost din abundență ajutați să depășească. Dar știu și oameni care, pentru că au avut doar 2-3 credincioși, 10 care așa, îmi spuneau, frate, nu m-a sunat nimeni, nu m-a întrebat nimeni ce... Și este tare, tare, tare greu. Motivația poate fi multiplă, poate nici tu când i-au trecut nu așa. Dar știți ce este? Este pentru noi ca și gând, haideți în anul care vine
să încercăm fiecare să ne vedem nu doar locul pe care îl avem, chemarea pe care avem, cât pot să dau cel mai frumos. În mintea mea, întotdeauna când vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, și vorbesc cu toată deschiderea și cu sinceritatea pentru frații, mi-aduc aminte ce spune Mântuitorul Hristos. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. E unic cuvântul, e unic. Și a avut o femeie. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Și întrebarea mea, mi-am pus-o și mi-o pun, ce pot eu să fac? Mai pot eu să fac ceva lucru frumos pentru Dumnezeu astăzi? Răspunsul pentru mine este unul singur. Astăzi eu pot să fac ceva frumos pentru Domnul Iisus Hristos, așteptând și grăbind venirea Lui. Deci, trebuie să spunem încă o dată că și noi putem contribui la grăbirea... Asta spune cuvântul. Deci, așteptând și grăbind. Și grăbind venirea Domnului Iisus. Pot să fac un lucru frumos. În rugăciune, în dăruire, în a-mi pune avionul personal la dispoziția lucrării. Nu știu. În a-mi pune Skoda sau Trabantul sau trenul. Sau, nu interesează. Contează atitudinea. Inima cu care o fac. Emisiunea aceasta. Sunt câțiva tine aici care muncesc. Cu ce inimă fac? Cred că momentul acesta este a spune foarte clar. Știți ce? Sunt atât de mulțumitor că retrăiesc încă un an bucuria întrupării Domnului Iisus Hristos. Sunt atât de mulțumitor că retrăiesc acele clipe unice, dar nu rămân în bucuria trecutului. Nu rămân în bucuria trecutului. Sunt astăzi în ce? În dragostea față de ce ați făcut pentru acești micuți, mie mi-ați făcut. Și sunt plin de ce? De speranța revederii și reunirii cu cei dragi. Slavă Domnului! Foarte frumos, foarte frumos. Să vă mai întreb ce așteptări aveți și de la ceilalți frați slujitori și a spus deva câteva și de la ceilalți credincioși în anul 2022? Pot avea multe așteptări. Trebuie să fiu rezonabil și știți ce? Nu pot să mă așteptăm mai mari decât ceea ce fac eu. Așteptările mele pentru... Deci ce îmi doresc mie. Adică, Doamne, mărește-mi credința. Doamne, umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, fă-mă să văd mai bine prin ochii credinței realitatea de astăzi. Nu prin ochii aceștia firești. Doamne, nu mă lăsa să... Și nu ne lăsa să ne tulburăm de orice veste de asta de nenorocire care... 5, 6, 7, 8, nu știu câte o să vină. Dar omul lui Dumnezeu, Habacuc. Și ăsta e demnul pentru noi toți. Și zice așa. Chiar dacă nu va mai fi bou în grajd, măslinul nu-și va mai da rodul. Nu vor mai fi... Din tot ceea ce eram obișnuit. Eu tot... Ce zice? Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Adică, cu alte cuvinte, pot să nu mai am nimic din ce am avut. Pot să nu mai fie acel belșug pe care l-am avut. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și zice, pentru că e bucuria pe care orice alt credincios care se agață de momentul acesta o are pentru o săptămână, pentru o zi, două, trei, o săptămână și apoi rămâne fără ea. Bucuria mântuirii este aceea care vai și o trăiești și o simți și te motivează și te înflăcărează în fiecare zi. Extraordinar. Slavă Domnului, frate președinte, iată-ne că cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră de-a lungul să spunem perioada de când ne cunoaștem și mai ales contribuția dumneavoastră în ceea ce face Prodocens Media. Anul acesta, tot în perioada aceasta sărbătorilor și noi împlinim 7 ani. Și m-am regăsit oarecum în cele spuse dumneavoastră, în așteptări și mai ales în planificări, în atitudinea aceasta de a face voia lui Dumnezeu și de a face mai mult. Iar versetul acesta din Habacuc a spune că a fost este cuvântul lui Dumnezeu pentru mine în seara aceasta. Mi-a vorbit Dumnezeu prin acest cuvânt, așa că eu vă mulțumesc și vreau să spun că după discuția aceasta, o discuție non-teologică, pentru dumneavoastră să știți. Să lăsăm pe teolog să facă teologie. Da? În care am discutat mai multe lucruri, pe dată ne-am simțit și ne-am bucurat împreună și iată-ne că cu ajutorul lui Dumnezeu ne dorim să facem mai mult, să fim mai apropiați de Dumnezeu și să facem mai mult pentru El. În fiecare zi să realizez și eu
și cei de lângă mine că, virgulă, chipul Domnului Iisus Hristos se desăvârșește în mine. Asta să ne însuflețească la măcar mine. Slavă Domnului! Frate președinte, noi vă urăm sărbători binecuvântate. Mulțumim, cu familia, Domnule. Cu biserica, cu pe unde vă va duce Domnul în vizitele acestea în pastorale. Să aveți binecuvântare și să ne revedem cu bine la anul. Tot așa, cu aceeași inimă plină de bucurie. Mă bucur că văd bucuria aceasta pe fața dumneavoastră și de asemenea cu mai multă hotărâre de a face voia Domnului și de a aștepta și grăbi venirea Domnului. Fiți binecuvântat! Mulțumesc frumos! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru seara aceasta, vă mulțumesc că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!